La sfârșitul săptămânii trecute, Colegiul Național Decebal a fost gazda celui mai captivant eveniment al toamnei, Noaptea Cercetătorilor Europeni, parte a seriei paneuropene European Researchers Night, celebrată în întreaga Europa. A fost a 6-a ediție a acestui eveniment organizat de Colegiul Național Decebal din Deva, eveniment la care și-au dat întâlnire o mulțime de tineri pasionați de știință. Evenimentul și-a propus să arate elevilor, părinților, publicului din comunitatea deveană cât de interesantă poate fi munca de cercetare, aducând știința în rândul publicului prin experimente trăsnite, ateliere de lucru, activități educative, concursuri și premii cu surprize. O participare cât mai frumoasă să aveți și să vă distrați, să vă relaxați și să vă instruiți. Participanții au fost invitați să exploreze lumea științei și a cercetării în cele mai inedite, interactive și captivante moduri alături de cei mai prietenoși cercetători. Vă invităm să vă uitați la soare! La laboratorul de chimie, curioși au învățat despre pH-ul apei și cum se măsoară. Unde poate 6 și ceva sau 7 și puțin, da? Acolo este, ia să vedem cât e pH-ul. Iar în laboratorul de robotică, cei interesați au primit și primele sfaturi de inițiere în acest domeniu. La final, după ce au trecut prin incitantele experiențe, participanții au avut parte și de o tombolă cu premii. Boldea George. Boldean George, scuze. Hai să zici premii. Felicitări. Premiul este un ceas, noaptea cercetătorilor, un ceas special. Cu siguranță, ediția de anul viitor a Nopții Cercetătorilor, organizată de Colegiul Național Decebal, va fi la fel de incitantă și va atrage un public la fel de numeros și de curios. Nicoara!